Bine v-am regăsit, sunt Ramona Pandele și vă prezint jurnalul Agro TV. Vremea s-a dezlănțuit la începutul săptămânii în mai multe regiuni din țară. Județul Buzău a fost și el afectat, a plouat și a căzut grindină de mari dimensiuni, provocând daune importante în grădinile localnicilor. Bucățile de grindină de dimensiunea unui ou de găină i-au speriat pe localnici, iar unii dintre ei spun că nu au mai văzut așa ceva în ultimii 50 de ani. În doar câteva minute, totul în jur a fost acoperit de un strat de gheață. În comuna Lopătare a plouat torențial, iar ploaia a fost însoțită de grindină de mari dimensiuni. Uitați cât de mare a fost grindina la Lopătari. Uitați ce dimensiune a avut. De mare a fost grindina la Lopătari. Ia uitați aici, bucăți de gheață. Uitați și aici. Ce mare a fost. Bucățile de gheață au ajuns la dimensiunea nucilor sau chiar mai mari. Deci ploaia cu grindină care a căzut în Lopătari. Uitați ce bucăți de piatră am avut în localitatea Lopătari. De mărimea nucilor a fost o ploaie abundentă. După ploaie, oamenii au văzut dimensiunea dezastrului. Cel mai mult au avut de suferit culturile din grădini și pomii fructiferi. Fructele lovite de bucățile de gheață s-au desprins și au căzut pe pământ. Așa mari, la noi aici, niciodată. Deci n-ați mai văzut asta? Foarte mari și cu costurată, mă, viorile. Costurată, nu de tot. Aici v-a rupt, de unde v-a rupt asta aici? Cireșul, via. Astea din cele șosta mare de aici, piersicile, prunile, toate au picat. Toate au căzut? Toate au căzut și. Mare, prea mare și multe, uite, bate și pace, zic că e grădină, zgardul. Deci n-ați mai văzut o grindină la dimensiunea? Grindină mai mare ca asta în comuna Lopătari n-a fost niciodată. Deci așa în stilul ăsta? Da, niciodată n-a fost așa ceva și prăpăt tot. Afară mai uite. Uite și pe jos. Uite. Probleme similare au fost și în localitățile buzoiene Vintilă-Vodă, dar și Bisoca, unde pe sol s-a format un strat gros de grindină. Grindina a făcut prăpăd și în județul Iași. Bucăți de gheață cât mingea de tenis, solarii distruse, grădini calamitate, zone inundate, mașini distruse, în special în comuna Răducăneni, Ciortești, este imaginea dezastrului produs de grindina care a căzut în această regiune din Moldova. Dovezile le vedem imediat într-un material trimis de Raluca Daria Diaconiuc, corespondent Agro TV în județul Iași. Pagumele la mine au fost parbrisul mașinii, solarul, fructele, legumele, tot ce s-a distrus. Astea sunt pagubile aduse în urma ploii, gheței mari, foarte mari. Și grădina din spatele meu? Grădina din spatele meu, cu tot ce am pus eu, legumii s-am pentru casa noastră. În cât timp s-a întâmplat totul? Cam în 20 de minute au fost gheață. Mare, mică, covor pe jos, alb era. Ați mai văzut până acum așa situație? Așa o situație cu gheață niciodată de 47 de ani. Nu a mai fost în Răducăneni la noi gheața așa mare. Practic ce puteți salva? Cam nimic, nu se poate salva. Ceva mai crește de acum înainte, om pune din om alte legume, alte fructe, altceva. Vom pune, că suntem oameni. Și trebuie pus. Chiar dacă Dumnezeu ne-a dat această pagubă, noi acceptăm și mergem mai departe. Zici că a fost atacată de... Uite o leacă acolo, Irina. Uite o leacă aici. Fii atent o leacă aici. Uite că așa nu s-a format. Gândește că era mai mare. Gândește că era mai mare. Și colțuroasă. Ia uite cum e. Și colțuroasă. Ai, ce bani. Ce capul meu. Cum să nu spargă așa ceva, mă? Și rămânem cu... amintire. Cu daune, că nu te scoate nimeni. Da, din... da, că nu era... era praf. Era muncă în zadar. Uite aici gheață, uite și e frica aia, uite. N-am mai văzut în gheața mea, uite. Grupul Syngenta oferă drepturi la tehnologiile de editare a genomului și de ameliorare.
Decizia are ca scop stimularea inovației în domeniul agricol, acordarea de drepturi pentru cercetarea academică la nivel global care să faciliteze soluții la provocările complexe și promovarea sustenabilității în domeniul producției de hrană și agricultură. Grupul Syngenta, una dintre cele mai mari companii de tehnologie agricolă din lume, va oferi drepturi pentru anumite tehnologii de editare a genomului și de ameliorare pentru cercetarea academică la nivel global, ca parte a angajamentului său de a încuraja inovația și de a susține sustenabilitatea în agricultură. Aceste drepturi sunt accesibile prin intermediul platformei sale de colaborare în inovare, Shoots by Syngenta. Prin editarea genetică CRISPR este posibilă obținerea unei plante cu caracteristici îmbunătățite, care nu include material genetic de la o altă specie, mai rapid și mai eficient decât este posibil în mod natural sau prin metode tradiționale de ameliorare. Puterea tehnologiei CRISPR are un potențial incredibil în a facilita inovația culturilor pentru a aduce valoare fermierilor, spune directorul global cercetare semințe la Syngenta. Ca lider în acest val al inovației tehnologice, cercetătorii de la Syngenta au inovat continuu pentru a îmbunătăți tehnologiile de editare a genomului CRISPR-Cas. Syngenta a fost dintotdeauna deschisă la partajarea tehnologiei cu entități publice și private, facilitând accesul simplu, rapid și ușor la tehnologiile sale proprietare, pentru utilizarea în cercetare academică și cu scop non-profit. Un exemplu îl constituie platforma de licențiere a legumelor Syngenta, care permite companiilor de ameliorare și institutelor academice să acceseze și să amelioreze, folosind germoplasmă Syngenta. Platforma globală de colaborare în inovare, Shoots by Syngenta, a fost creată în 2023 cu scopul de a crea parteneriate menite să găsească soluții pentru unele dintre cele mai complexe provocări din domeniul producției alimentare și agriculturii. Platforma aduce împreună partenerii ecosistemului de inovare, format din academicieni, institute de cercetare și alte entități, alături de rețeaua globală de cercetare-dezvoltare a Syngenta, care este formată din peste 6.000 de oameni de știință. Scopul este de a dezvolta soluții menite să atenueze schimbările climatice, să îmbunătățească biodiversitatea și să servească mai bine fermierii mici și mari. Se mai arată în comunicatul de presă, semnat de Syngenta România. Elimină buruienile din cultura de porumb cu ajutorul erbicidelor Nufarm. Pentru cultura de porumb ajunsă acum la stadiul de 6-7 frunze, Nufarm România vă recomandă pachetul de erbicide Starship Max. Starship împreună cu Crew Ace. Pachetul a fost creat pentru a ușura munca fermierilor, fiind gândit pentru 10 hectare de porumb. Acesta este compus din 10 litri de Starship și 15 litri de Crew Ace. Ne aflăm pe platforma de la Drajna, împreună cu partenerii noștri Saten Union. Ne aflăm în cultura de porumb, un porumb care a ajuns, datorită precipitațiilor, aproximativ la 6 spre 7 frunze adevărate. Compania Nufarm, după cum știți, are mai multe soluții în portofoliu pentru erbicidarea la cultura de porumb. Unele sunt dicopuri de și top, care încă nu au creat rezistență la momentul ăsta, dar în această platformă am ales o altă soluție din portofoliu Nufarm și anume Starship împreună cu Cruas Nicosulfuron. Starship-ul este pe bază de mesotrione, combatem tot ce înseamnă dicotile anuale și Cruasul care îl folosim pe bază de Nicosulfuron în formulare OD pentru tot ce înseamnă graminee. Compania Nufarm a creat și un pachet în sprijinul dumneavoastră a fermierilor, un pachet pentru 10 hectare. Este compus din Starship 1 litru și 1 litru jumătate de Cruas la hectar. Substanța activă din Starship mesotrien este una din substanțele cu care s-au început și loturile de hibridare de porumb la noi în țară. Este o substanță cu care pot să mă duc într-o fenofază mai înaintată de aplicare până la 8 frunze. Este o substanță care mi-asigură o selectivitate foarte bună în ceea ce privește cultura porumbului. Startup Nation 2024. Ce afaceri se pot deschide în agricultură cu finanțarea de 50.000 de euro?
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat în dezbatere publică ghidurile pentru noua variantă a programului Startup Nation, care urmează să se deschidă anul acesta. Programul a suferit transformări importante față de edițiile precedente. Nu mai este startup-ul care îl cunoșteam noi, da, este un pic mai complex, se merge pe varianta cu înscriere la cursuri, după care se poate face planul de afaceri. Aici vorbim de cei doi piloni, practic, până la 30 de ani. Programul oferă o finanțare ceva mai mare față de edițiile precedente, de 50.000 de euro. Sprijin de care se pot bucura și persoanele din mediul rural, chiar și cei care activează în domeniul agricol, a explicat consultantul Marian Dumitrache, tot în emisiunea Agricultura la Raport, moderată de realizatorul Ovidiu Ghinea. Sunt multe modificări în privința programului acesta startup. Într-adevăr, sunt doi piloni. Per total, aproape 30.000 de persoane vor urma cursuri de antreprenoriat, vor fi gratuite, subvenționate, decontate prin fondurile puse la dispoziție de Ministerul Antreprenoriatului în cele din urmă. Mai mult decât atât, per total, 7.000 dintre cei care vor face cursurile vor primi și finanțare. Acum, probabil că vor fi depuse undeva la 15.000 de proiecte, așa cum s-a întâmplat și în ediția din 2022, dar fără prea mari griji, ar trebui ca toți să primească, pentru că, așa cum am văzut și în ediția trecută, din păcate, mulți antreprenori care sunt selectați la finanțare ajung în cele din urmă să renunțe la contractele pe care le câștigă, din diverse motive, în special pentru cofinanțare, pentru dificultățile de a obține un credit bancar, alte cheltuieli care se adaugă în proiect și nu sunt poate nici cunoscute de la început și nici ușor de susținut după aceea. Ca noutate, s-a renunțat la a acorda finanțări nerambursabile unor categorii sociale care poate că n-ar fi reușit să le ducă la bun sfârșit. Au extins, în schimb, această categorie de potențiali beneficiari cu antreprenori care doresc să-și înceapă o altă afacere în paralel cu cea pe care o au acum. Condiția ar fi să nu fie majoritari în societatea veche, deci să-și reducă participația sub 50% în cazul în care au acum mai mult de jumătate dintr-o firmă și atunci și devine eligibil pentru un nou program, angajații dintr-o firmă care vor să-și înceapă o afacere și, evident, persoanele de la 18 la 30 de ani fără aproape nicio restricție, iar peste 30 de ani șomeri, persoane în diverse situații, dar, cum spuneam, antreprenori, manageri și salariați în cadrul firmei. Este o ocazie bună și pentru persoanele din mediul rural, cei care au afaceri în agricultură sau poate nu, pentru că unele activități care vor fi finanțate prin startup în acest an au legătură cu agricultura, se pot face unități de procesare alimentare, condiționare, pot fi făcute activități care să deservească o activitate agricolă de bază, de la un atelier de reparații până la, eu știu, fabricarea de sucuri, lactate și așa mai departe. Bugetul este un pic mai mare decât a fost până acum, 50.000 de euro, dar cu cofinanțare ar putea să ajungă la 55, 60, poate mai mult de atât. Toate detaliile legate de Startup Nation 2024, în ediție integrală a emisiunii Agricultura la Raport, pe care o puteți vedea pe platforma media Agro TV. Titan Mașinării a devenit importator și distribuitor autorizat al tractoarelor marca Steyr în România. Începând din luna mai 2024, Titan Mașinării România a început să comercializeze și să întrețină întreaga gamă de tractoare Steyr, cu magazine de piese de schimb dedicate, în parteneriat cu dealerul consacrat Steyr, respectiv Mecanica Ceahlău. Clienții Steyr vor putea beneficia și de rețeaua existentă Titan Mașinării cu 14 reprezentații active în marile orașe din toată țara. Titan Mașinării oferă întregul portofoliu Steyr, de la noul tractor utilitar Steyr Plus până la cele mai cerute tractoare din piață, cu transmisie variabilă continuă. Tehnologie concepută pentru a oferi performanță maximă și ușurință în operare. Această nouă alăturare de forțe de pe piața din România dintre Titan Mașinării și Mecanica Ceahlău va conduce brandul Steyr într-o nouă perspectivă de succes pe piața românească.
tehnici digitale în fermă pentru gestiunea condițiilor nefavorabile. Județul Vaslui reprezintă o zonă defavorizată pentru exploatații agricole, fermierii moldoveni confruntându-se cu o multitudine de constrângeri naturale, cea mai resimțită fiind seceta extremă. Este motivul pentru care, de curând, 30 de membri ai think tank-ului Agri Innovator din toată țara s-au întâlnit la ferma Evel H. din Costești, județul Vaslui, pentru a face un schimb de informații și experiențe legate de tehnici digitale în fermă. Reuniunea grupului de experți Agri Innovator, format din tineri absolvenți ai programelor de formare organizate de Clubul Fermierilor Români, a avut ca scop prezentarea unui studiu de caz privind posibile căi de gestiune a condițiilor nefavorabile ale zonei, dar și o prezentare a dronelor de cartare și pulverizare în câmp. Urmărim detalii într-un material semnat de Ovidiu Ghinea. Din punctul meu de vedere, digitalizarea a fost soluția care m-a făcut să, care ne-a făcut pe noi ca fermă să existăm și astăzi. Am început să studiez, am început cu niște hărți satelitare prin care vedeam indicele de vegetație și pe baza acelor hărți satelitare am început să-mi creez hărți de aplicare a îngrășămintelor. În Vaslui, în ferma asta unde suntem, terenul este foarte accidentat, este o zonă de podiș, deal și sunt multe zone erodate de vânt, de torenți de apă, zone mai puțin productive. Și cum să faci să dai îngrășământ mai mult acolo unde trebuie, doar printr-o singură trecere? Am luat acele imagini din satelit, i-am pus niște date pe ele, le-am băgat în noul administrator de îngrășământ pe care l-aveam atunci și am început să mă joc. Astăzi fac asta cu drone multispectrale, vorbesc de cele hărți, le fac cu drone multispectrale. Sunt niște drone performante care îmi vede la o acuratețe foarte mare starea culturii. Și am ajuns la performanța să scadă la jumătate consum, aproape la jumătate, minus 45% consumul de îngrășământ pe hectar. Întâlnirea de astăzi nu e prima din seria de întâlniri ale unor fermieri care fac performanță, se confruntă cu dificultăți și încearcă prin schimbul de experiență să înțeleagă ce cale să aleagă pentru a decide modelul de a face mai departe. M-am avut întâlniri în birou cu miniștrii de la mediu, de la agricultură, de la fonduri europene, cu consilierul primului ministru. Astăzi am venit aici, prima dintr-o serie de întâlnire și am venit special pentru că zona cea mai dificilă din punct de vedere al practicării agriculturii în condiții de constrângeri particulare de-a lungul a mai multor zeci de ani. Și întâlnirea de aici a fost, cum spuneați, una de speranță, dar și foarte tehnică, oferind un model pentru cei prezenți și prin intermediul dumneavoastră pentru toată țara. Ce ați văzut astăzi aici a funcționat pentru că oamenii au avut problema, au identificat prin experiență proprie încercări cum și ce soluții să adopte, dacă au avut oameni capabili și tineri în cazul ăsta care au recreat un model de fermă care să facă față acestor provocări. Deci către cei care decid ne îndreptăm acum atenția într-un timp scurt, asta vreau să spun, într-un timp scurt, pentru că nu mai e mult timp la dispoziție, să discutăm concret un plan național de digitalizare a agriculturii și un plan național care să însoțească acest program de dezvoltare de oameni, de tineri, capabili să lucreze în fermă, ca cei pe care o să-i prezentați în reportajul dumneavoastră, pentru punerea în aplicare a acestor schimbări în modelul de fermă. Fiecare fermă are specificul ei, fiecare zonă are specificul ei, dar trebuie să știm că jumătate din România a început să aibă constrângeri, adică are mai puțină apă și atunci dacă avem constrângeri, singura soluție este adaptarea. Adaptarea cum trebuie să o facem? Prin pricepere tehnologică, prin știință, prin inovație. Orice element care poate să-ți aducă stabilitate și care poate să-ți aducă profit în viitor este de introdus în fermă. Dacă rămânem ancorați în mentalități trecute, va exista posibilitatea să fim dați deoparte de timpuri și atunci singura soluție este să faci la nivel de parcelă, să introduci pricepere tehnologică cât mai mult, să introduci digitalizare, să introduci principii, să eficientizezi permanent ceea ce faci, să te gândești că ziua de mâine va fi un pic mai grea și dacă ai
în față lucrul ăsta că ziua de mâine va fi grea, mai grea, automat ești nevoit să te eficientizezi. La noi în fermă momentan încă facem convențional agricultură. Am început din toamna anului 2023 grâul și rapița, le-am făcut în minim til cu un minim de pregătire, nu am mai arat. În schimb, pentru culturile de primăvară încă folosim arătura. Pe partea de drone încă nu am încercat. Intenționez acum să achiziționez o dronă multispectrală, cum o are și Alin, pentru cartografierea terenurilor. Și de aceea am și venit în mod special să văd cum funcționează. Mergem pe minimum til. Încă la, pot să spun că la culturile de primăvară încă mai arăm unele parcele. Preferitor la drone, avem avantaje și dezavantaje. N-am folosit pentru că e driftul, adică bate vântul, se vede și aici. În momentul când ți-adie vântul, apare driftul și poți să le faci doar punctual pe anumite sole. Într-adevăr, am luat un calcul la achiziția unei drone și ce am mai luat în calcul? Nautilul. Ușor, ușor, adică cam ăsta e pasul următor. Se impune, putem, practic, la ce se întâmplă. Se impune, că nu... Nu e apă. Nu e apă. În ultimii 4 ani, dacă mai lucrez 50-80 de hectare în convențional, restul în minim til. Oricum este un handicap să treci de la convențional la minim til. Chiar vizual, dacă nu stăpânești foarte bine tehnologia și momentul, este una asta, dar trebuie să ne adaptăm. În zona noastră chiar este o soluție minim tilul, no-tilul, strip-til, toate, este o condiție pentru a nu pierde apa din sol și pentru a nu a reuși să reziști în condițiile astea vitrice. Chiar dacă vremea nu-i ajută, apicultorii fac apel la toată experiența lor pentru a depăși acest an dificil. După ce au cheltuit cu tratamentele specifice, acum apicultorii au în grijă alte operații necesare pentru a obține cantități suficiente de miere de calitate. Mihai Constantin, un apicultor argeșan, într-un dialog cu colega mea Elena Picu, prezintă câțiva pași necesari pentru ca stupina să fie pe profit. Apicultorul aduce în atenție și sprijinul de la stat de care ar avea nevoie stuparii în acest an, extrem de capricios, cel puțin până acum. S-a dat ajutorul acela de minimis, adică nu s-a dat practic, s-au făcut decât documentele. Banii încă n-au sosit la apicultori. Poate or veni până spre toamnă când mai e nevoie de completarea rezervelor de hrană, de tratamente, de... Da, este un domeniu mai puțin sprijinit, ca să spunem așa, cu toate că ar trebui mai mult, adică ar trebui mai ajutat cumva apicultorul. Dincolo de aceste ajutoare, eu cred că nu se face nimic nici pentru promovarea sau încurajarea consumului de miere. Da, vă dați seama, pentru că albina, prin natura ei, menține biodiversitatea și prin ceea ce produce, ajută la creșterea calității vieții, pentru că asta e, mierea e un produs natural, bio putem spune, pentru că așa... Ar trebui mai mult promovat, adică, sau poate fiecare dintre noi ar trebui să facem lucrul acesta, să promovăm mai mult consumul de produse apicole, și mierea, și polenul, lăptișorul de matcă, și toate celelalte produse apicole care vin de la stup și putem să le folosim spre sănătatea noastră. Urmează câteva minute de publicitate, după care continuăm jurnalul Agro TV.